Eu sunt Gabi de la Fairy Games TV. Ne apropiem rapid spre pauza competițională în acest sezon, unde ne așteaptă 4 amicale de lux. Haideți și voi cu un like, un share, un subscribe, pentru că Dinamo are nevoie de voi. Și ați dovedit că se poate. Până în aprilie vreau să facem 2000 de abonați. Avem în deplasare la Iași, cu Poli Iași, dar Cătălin Țâră de câteva etape este starul lui Dinamo București. Sperăm că o să țină tot așa. În câteva momente va începe meciul. Iașu a început partida, iarăși Dinamo va trebui să câștige și în această seară ca să urce și mai sus în clasament. După victoria precedentă cu Hotelul Galați, am urcat până pe locul 4. Deci nu este greu să urcăm până pe locul 1, că se poate. La fel ca și meciul anterior, doar că de data asta mai devreme avem un avantaj mare, unde fundașul echipei adverse ia roșu la prima intrare. Bă, la cum știu eu să bat lovituri libere, adică deloc, o să dăm așa la mișto. Ia să vedem. Cine știe, poate avea noroc, dar din păcate nu avem. Minutul este 5, Dinamo în superioritate numerică, s-au aliniat planetele pentru noi a doua oară consecutiv în acest sezon. Etapa precedentă s-a întâmplat la fel, etapa asta la fel. Deja viitorul sună foarte bine. Victorii strângem, urcăm în clasament, reușim, bani avem, echipa se înțelege super bine, moralul echipei nici nu mai zic, iarăși Țâră scapă și are șansa să facă golul pentru a o desprinde pe Dinamo pe tabela. Dar nu se întâmplă pentru că lovește bara. Bă, țin minte că în primul meci jucat cu Poli Iași la București, i-am bătut foarte greu cu 1-0. Sper că nu se va întâmpla acest lucru cum s-a întâmplat atunci, pentru că ar fi super trist. Că m-am învățat cu victoriile, Dinamo s-a învățat cu victoriile, voi v-ați învățat cu victoriile, Cătălin Țâră s-a învățat cu golurile și ar fi păcat să nu marcăm goluri în această etapă. Pentru că putem. Hai, pasă pe sus. Bun. Bravo. Hai, Octaviane. Hai, Popescu. Hai, Ovi Popescu. O, Popescu! Popescu, e corner, e corner în minutul 23 pentru Dinamo. Concentrare, concentrare, nu mai știu ce să cer de la voi. Concentrare, goluri, orice. Că am muncit atât de mult ca să ajungem pe locul 4 și nu aș vrea ca dintr-o greșeală să pierdem tot. Plus că avem și avantajul creat de arbitru, când l-a eliminat pe jucătorul advers. Deci, dacă se întâmplă să facem egal etapa asta, că am avut și ajutor, e clar că nu suntem buni deloc. Ia să vedem. Bă, dar se mișcă greu, bă, echipa, mă. Bine că e obosită, n-am ce zice. Și nu caut scuze ca să nu câștig meciul, că și eu vreau să câștig, și echipa vrea să câștige. Da. Hai, Țâră. Eu uite, bă, nici Țâră nu mai pot să facă nimic. Dar stai că Țâră... Fuțără, da, Fuțără în primul 11. Doar că am uitat că am făcut câteva schimbări la antrenamente și nu mai sunt, nu mai e echipa de bază. De asta se mișcă așa de greu. Dar asta nu e scuză. Hai, Țâră. Ia-i fața. Bravo! Fugi! Du-te, Țâră! Bravo! Dinamo deschide scorul în minutul 35 prin Cătălin Țâră, iar se anunță un meci din ce în ce mai greu pentru Poli Iași. Pentru că ați văzut și voi, nici bine la început meciul, au luat roșu,
țâră. La a treia sau a patra ocazie deschide scorul și ne îndreptăm spre pauză. Bine, că mai sunt 10 minute până la pauză, că minutul e 35 deja. Dacă nu mă înșel. Da, minutul e 36. Exact ce ziceam, 10 minute până la pauză, în care Dinamo conduce partida și Ahmed Bani scapă și Ahmed Bani face 2-0, unde cu multă șansă a ajuns mingea la el. Că nu mă așteptam nici o să ajungă mingea la el. Bine că nici nu s-a așteptat să ajungă mingea la el. Dar golul este gol. Dinamo s-a desprins la două goluri și poate intra liniștită la vestiare. Hai da! Hai băieții! Hai că după aia vă așteaptă 4 amicale de lux. Vă așteaptă 4 amicale de lux și vreau să le câștigăm și pe ele. Hai, antrenamente băieții! O, dacă intra și asta, era neprezentare pentru Poliaș în prima repriză și era catastrofal pentru ei. Octavian Popescu bate cornerul înainte de pauză. Vedem ce și cum se întâmplă, că na. Ia. Uf. Rămasă inima în loc. Îmi rămasă inima în loc. Ia uite. Ia uite. Bine că trecut de parte de poartă, nu e o problemă, dar trecea așa încet, încet așa. Da. Da, deja nu se mai întâmplă nimic. Prima repriză s-a terminat, Apoliaș. Dinamo conduce cu 2-0 prin golurile lui Cătălin Țâră și Ahmed Bani. Iar asta a fost prima repriză din acest meci. Rămâneți cu noi pe Fairy Games TV pentru repriza a doua. Câteva momente Dinamo va începe repriza a doua la Poliaș, unde conduce cu 2-0. Și în 3, 2, a început-o mai devreme. Apare rău. Nu mă putem abține. Dar, cum v-am spus, Dinamo începe repriza a doua cu două goluri avans, marcate în ultimele 10 minute din prima repriză. Și Poliaș se duce din handicap, chiar dacă sunt în 10. Păi se putea, bă, ca nicio etapă să nu iau și o gol. Se putea? Nu se putea. Vreau să zic și eu că s-a intrat la pauză, bine că s-a și intrat la pauză cu două goluri avans și nici bine am deschis ai gura că Poliaș marcă gol. Atât de mult mă iubește jocul ăsta. Adică deloc. Mă arată și frumos sigla YouTube acolo, așa. Subscribe aici și la Fairy Games TV. Ah, 50 este minutul și după cum se anunță meci greu aici la Iași, că Dinamo, chiar dacă a condus cu 2-0 și încă conduce cu un gol avans, Poliaș nu se lasă, chiar dacă este în 10 oameni din minutul 5. Da, din minutul 5 Poliaș a rămas în 10. De ce? Pentru că un fundaș de-a lor a fost prea șmecher și a băgat alunecare ca ultim apărător. Dar, dacă el asta a vrut, eu nu-l condamn. Roșu pentru el, un avantaj mai mult pentru Dinamo. Ia uite cum eu l-o! Ia uite cum eu l-o! Du-te! Ia uite, bă! De ce nu intrași, bă? Hai, Bena! Nu lăsa! Dacă era puțin mai plasată, era 2-2. Mă.
Hai, schimbare la Dinamo. Și concentrare. Nu vă mai jucați. Că dacă batem, urcăm mai sus în clasament. Urcăm pe podium. Da, și eu mă încurc în ele. Șut! No, ce șut, că zici că are picior de balegă să moară măsa. Nimic nu e în stare să facă. Hai, țâră, mai scoți o bijuterie? Nu, no, mai scoate nici țâră bijuterie, că e obosit. Haide. Nu lăsa să treacă! Ești câine, nu lăsa! Bravo! Nu mai bravo, ba bravo! Nu mai bravo, bravo! Bravo din nou! Hai, țâră! Țâră! Readu pe Dinamo în avantaj de 2 goluri! Și reușește țâră să marcheze al 3-lea gol pentru Dinamo, unde restabilește egalitatea de 2 goluri avans pentru Dinamo București. Pentru că, da, Dinamo trebuie să câștige acest meci pentru că trebuie să urce pe locul 1. Nu se acceptă nici egal, nici înfrângere, mai ales înfrângere. Doar victorie. Atât. Doar victorie. Iar încep să urlu pe voi. Bravo. Hai da, dă-i pase. Dă-i și tu pase mai departe. Dă-i pase lui Gabriel. Hai, Gabriele. Corner pentru Dinamo, nicio problemă, bravo. Bravo, Gabriele. Ovidiu Popescu bate cornerul minutul 76. Unde mai este doar un sfert de oră din acest meci. Iar dacă nu se va mai întâmpla nimic, wow, în tabra lui celor de la Poliaș, Dinamo va urca pe locul 3 în clasament. Mamă, era cât pe ce să intre golul cu numărul 4, dar dacă dădeam puțin mai tare, era ca și făcut. Dar n-a fost să fie. Bun. Bun. Hai că s-a activat câinii așa pe final. Șut! Nu mai e, mă. Pas. Bravo! Hai, Florescu. Centrare în careu. Mamă, unde o aduci, Popescule? La București? Ia uite. Bă, interesantă intenție, n-am ce zice, chiar apreciez intenția lui, dar a fost frumos, a fost frumos, n-am ce zice. Mi-a plăcut și mie, chiar de aici, dacă eu controlez echipa. Chiar mi-a plăcut intenția, n-am ce zice. Continuăm. Hai, Florescu, nu te lăsa. Bun. Bravo, hai așa, doar cu o pasă, hai, dă-o jos, bravo. Ahmed Bani și Ahmed Bani marchează golul cu numărul 4, unde mai sunt decât 10 minute, iar nu se mai poate întâmpla nimic aici la Iași, ca Dinamo să mai piardă victoria. I-am bătut în tur cu 1-0, i-am bătut în retur 4-1, cred că așa va rămâne, sau poate 5, sau poate 6, nu știu cât le dăm, dar cu siguranță îi batem și, am bătut și în tur, îi batem și în retur. Nu mă așteptam că în primul meci sau în prima întâlnire cu ei a venit și prima mea victorie în carieră cu Dinamo, aici în campionat, că de fapt era a doua victorie, îmi cer scuze, că prima a fost cu Hermannstadt, unde s-a întâmplat 8-0 în debutul carierei. Țâră face 5-1 în minutul 90, chiar înainte de prelungiri, iar eu, Feri Games TV, îl rog pe domnul arbitru să nu mai dea prelungiri, pentru că este un măcel ceea ce se întâmplă în această seară aici la Iași.
Hai, domn arbitru, nu mai da prelungiri, că prelungești agonia celor de la Iași. 4 goluri avans, locul 3 câștigat. Bă, cred că marcăm și golul 6-a. Țără? Bă, da, s-a marcat și golul 6 în prelungiri. Cătălin Țără face, cred că, hat-trick-ul, dacă nu mă înșel. Eu i-am spus, domnul arbitru, să nu mai dea prelungiri, că prelungește masacrul celor de la Poliaș. El n-a vrut, a zis, bă, nu, eu dau prelungiri. Dau prelungiri. Mai marca o dată, asta e. N-am ce face. Bravo! 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 Hai! Fluieră ca final. Bravo, bravo! Bă, cam asta a fost și etapa, nu mai știu care, din carieră cu Dinamo, dar a fost o victorie frumoasă, o victorie muncită. I-am bătut în tur, i-am bătut în retur. Mai sunt 2-3 meciuri, vine pauza, vă așteaptă 4 super amicale. Dar până atunci, eu am fost Feri, pe mine mă găsiți pe Instagram, Leon Soferi, și până data viitoare de la un alt meci din carieră cu Dinamo. Forța Dinamo!